seara aceasta. Ne bucurăm că în seara aceasta suntem împreună la închinare și că Dumnezeu ne-a oferit încă o seară în care putem să-L lăudăm pe Dumnezeu împreună. Nu este la întâmplare un astfel de timp. Nu este o greșeală că suntem în locul acesta și că ne închinăm unui Dumnezeu, unui Dumnezeu adevărat. Cu toții știm că dacă ne uităm prin Cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea dorința lui Dumnezeu pentru oameni, pentru creația sa. Vom vedea dorința lui Dumnezeu pentru cei care sunt pierduți în lumea aceasta. Dacă ne uităm doar la câteva versete pe care putem chiar și să le afișăm de pe prezentare, am vedea că dorința lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Și în timp ce ne uităm peste versetele acestea, aș vrea să ai în minte ori un grup de copii, ori un grup de oameni, ori vecinii tăi, ori colegii de la școală, ori colegii de la muncă, pe cineva la care să te gândești în timp ce citim astfel de versete. În Marcu 16 cu 15 citim în felul următor: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și aici putem să includem multe categorii de oameni: bătrâni, bolnavi, sănătoși, adulți, copii, cei din spital, cei de acasă, cei fără părinți, cei cu părinți și multe alte categorii de oameni. Dacă mergem la următorul verset, vom vedea Ioan 3 cu 16, pe care vă invit să-l spunem împreună. Haideți să-l spunem cu toții împreună versetul acesta, așa ca biserică împreună. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Ioan 3 cu 16. Vedem din nou cuvântul acesta: oricine. Dorința lui Dumnezeu ca oricine să ajungă să-L cunoască pe Fiul Său și să ajungă să fie mântuit. Apoi în Roman 10 cu 13. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. O certitudine din partea cuvântului lui Dumnezeu. Este ceea ce Pavel spunea în Romani. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Va avea posibilitatea să trăiască veșnic cu Dumnezeu, cu Creatorul Său. Dacă ne uităm la aceste vești bune, ne dăm seama de dorința lui Dumnezeu pentru oameni. Ne dăm seama de dorința lui Dumnezeu pentru ca noi, adulți, să fim mântuiți. Dorința lui Dumnezeu ca cei mici să fie mântuiți. Dacă Dumnezeu nu ar fi dorit mântuirea copiilor, cuvântul acela ar fi fost altul acolo. Poate versetul acela care spune că Dumnezeu dorește mântuirea pentru ca toți oamenii să fie mântuiți, poate ar fi fost altfel formulat. Dar vedem dorința lui Dumnezeu chiar și pentru cei mici. Dar este și o veste tristă, o parte negativă a Evangheliei acesteia. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Roman 3, 23. Partea bună am citit-o, partea mai puțin bună am citit-o. Înseamnă că părinții, copiii, adulții, medicii, veterinarii, orice categorie de oameni, toți au păcătuit. Și vedem această condiție urâtă a omului, care s-a îndepărtat de Dumnezeu și a ales să trăiască departe de Dumnezeu. De aceea, știind lucrurile acestea, Asociația Misionară pentru Educarea Copiilor și-a pus un plan și există tocmai pentru ca să ajute bisericile să ajungă la copiii nemântuiți, să ajungă la copiii care nu-L cunosc pe Dumnezeu într-un mod corect, într-un mod adevărat, să ajungă la copiii care au nevoie să crească spiritual după ce au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus. Și Asociația vrea să fie ca un braț întins pentru biserică să-L folosească pentru a ajunge prin diferite metode la cei din comunitatea bisericii respective. Pentru ca mai mulți copii să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum sper că noi îl cunoaștem bine pe Dumnezeu. Și în felul acesta numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat și onorat prin lucrurile pe care le facem pentru El. Scopul Asociației este ca să ducă Evanghelia și există ca să ducă Evanghelia fiecărui copil din fiecare națiune în fiecare zi. Sunt planuri mărețe. Planuri prin care voluntarii folosiți de către această asociație cu care noi lucrăm să ajungă la mii și mii, la mii și mii de copii. Asociația aceasta există în foarte multe țări, în peste 200 de țări, cu 10.000 de lucrători care au evangelizat prin Harul lui Dumnezeu și prin ajutorul lui Dumnezeu peste 20 de milioane de copii în fiecare an. Și numărul acesta este în creștere de la an la an. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează prin oamenii care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Și de fiecare dată când știm lucrul acesta, spunem: nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numele Tău de slavă. Pentru bunătatea Ta și pentru credincioșia Ta.
În țara noastră, în România, avem mai puțini lucrători decât la nivel internațional, dar ne bucurăm că în 14 județe avem lucrători cu normă întreagă, dintre care și în județul în care locuim noi. Avem și persoane de legătură în județele cu galben, avem peste 60 de lucrători și cu ajutorul Dumnezeu ajungem la mii și mii de copii în fiecare an în țara noastră. Și pentru asta îl lăudăm pe Dumnezeu. Și binecuvântăm pe Dumnezeu că dă posibilitatea ca oamenii să se implice și să caute modalități prin care ei să laude numele Dumnezeu, punându-se la dispoziția lui, la dispoziția lui Dumnezeu. În fiecare an noi tipărim o hartă pentru cei care vor să se roage pentru evangelizarea copiilor. Aceasta este harta pe 2022, când iese de la tipar cea pentru 2023, o să o aducem aici ca fiecare dintre voi să puteți să o luați și să mijlociți împreună cu noi. Pentru ca mai mulți copii din fiecare județ al țării să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, așa cum noi am ajuns să-L cunoaștem. Avem această informație prețioasă, cred că cea mai importantă informație pe care cineva poate să o cunoască și trebuie să o dăm mai departe. Medicamentul acesta vital pe care trebuie să-L dăm mai departe celor care nu îl cunosc. Prin Harul lui Dumnezeu, noi slujim în județul acesta, în județul Timiș, încercând așa cum putem, după posibilitățile noastre și după capacitățile noastre, să ajutăm bisericile să iasă în afara zidurilor și să caute programe și metode prin care să ajungă la copiii din comunitățile respective. Împreună cu soția mea, Mădălina, împreună cu cei doi copii ai noștri născuți, Marcus și Matei, și împreună cu fetița care urmează să vină în aprilie, prin Harul lui Dumnezeu, ne bucurăm că putem să slujim printre copiii din județul Timiș și împreună cu voluntarii din județul Timiș. Și ne-am bucurat că vara aceasta, de aici din biserică, au fost mulți tineri care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Dar despre lucrul acesta, despre veștile acestea bune, vom vedea puțin mai târziu. Vedem bunătatea lui Dumnezeu, nu știu dacă și celălalt s-a închis, vedem că bunătatea lui Dumnezeu din Biblie este exprimată și într-un alt verset, în Matei 18:14, care spune, tot așa, nu este voia Tatălui vostru, celui din ceruri, să piară unul măcar din acești micuți. Voia lui Dumnezeu este ca nici măcar un singur copil să nu piară, ci să ajungă să-L cunoască pe El. Fie că se duce la baptiști, fie că se duce la pentecostal, la creștin după Evanghelie, Dumnezeu vrea ca El, ca acel copil să-L cunoască într-un mod real și într-un mod autentic. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri. Nu este dorința lui Dumnezeu ca jumătate din populație să se ducă în iad și jumătate din populație să stea cu El pentru o veșnicie, ci este dorința Lui ca nici măcar un singur om să nu ajungă în iad, ci să ajungă să-L cunoască, să-L cunoască pe El. Și dorința lui Dumnezeu se împlinește când noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Atunci când noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu ca să ducem mesajul Său. Cum vedem și în versetul acesta, duceți-vă și faceți ucenici. Duceți-vă și acționați, spune Domnul Iisus ucenicilor. Dacă ne uităm și la anumite numere dintre cei care au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus, vom vedea că 64% din credincioși au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus înainte să împlinească vârsta de 14 ani. Înainte să împlinească vârsta de 14 ani. Dacă ar fi să ridicăm acum mâna, cei care am ajuns să credem în Domnul Iisus cu adevărat, pe vremea când eram copii, cred că am fi foarte mulți dintre noi. Domnul Iisus a îngăduit ca eu să-L cunosc pe El la vârsta de 13 ani. Mădălina, soția mea, s-a hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus la vârsta de 7 ani. Alții s-au hotărât la vârsta de 5 ani. Alții s-au hotărât puțin mai târziu, alții mai devreme. Dar vedem că Dumnezeu lucrează în vârsta unui astfel, în viața unui astfel de copil, care vrea să asculte de El în fiecare, în fiecare zi. Și știind lucrurile acestea, suntem motivați să mergem înainte. Suntem motivați să ieșim poate din comoditatea noastră, să ieșim dintre zidurile casei noastre, dintre zidurile bisericii noastre și să ajungem la cei la care poate nu s-a gândit nimeni să ajungă. Și aș vrea ca în timp ce mai auzim lucrurile acestea, să te gândești la oamenii la care poți să ajungi. Ca Evanghelia Domnului Iisus să ajungă din ce în ce mai, din ce în ce mai departe. Asociația AMEC, pe scurt, Asociația Misionară pentru Educarea Copilor, versiunea mai lungă, are o mulțime de lucrări directe prin care ajunge la copii, evangelizări în aer liber, așa cum poate ați văzut unele poze din evangelizările de vară, evangelizări regulate în timpul săptămânii prin ceea ce noi numim grupurile Vestea Bună, în care noi adunăm copii și săptămână de săptămână învățăm sistematic despre Cuvântul lui Dumnezeu. Se organizează tabere în care copiii aud
foarte bine cuvântul lui Dumnezeu și mesajul mântuirii. Și zeci și sute de copii ajung să-L cunoască pe Domnul Iisus pentru că au participat într-o tabără. Și lucrul acesta se întâmplă atunci când oamenii se pun la dispoziția lui Dumnezeu. De asemenea, se organizează și grupuri de Crăciun, așa cum poate, cu siguranță, și în biserica aceasta s-au organizat grupuri speciale în care zeci și zeci de copii au fost invitați să participe ca să afle că Domnul Iisus este Emanuel, că El poartă numele acesta ca să ne aducă aminte că Dumnezeu vrea o relație cu noi. Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dorința lui Dumnezeu ca El să fie cu noi. Ce moment special în viața noastră? Ce informație prețioasă avem și ce informație prețioasă putem să dăm mai departe oamenilor. Mai lucrăm prin distribuiri de tractate, prin faptul că mergem din poartă în poartă, prin diferite sate și punem broșuri speciale pentru copii și speciale pentru adulți, prin care să informăm despre lucrarea Domnului Iisus. Și zeci și sute de mii de astfel de broșuri au fost distribuite în județul Timiș și în alte județe, pentru ca mai mulți copii să aibă versiunea aceasta tipărită a mesajului mântuirii, exprimată pe înțelesul lor. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru astfel de lucrări. Pentru că Dumnezeu ne capacitează să ne gândim la diferite metode prin care să ajungem înaintea copiilor. Fie în tabere, fie în evanghelizările în aer liber. Dar AMEC nu vrea să meargă singur. Lucrătorii AMEC nu doresc să meargă singuri pe câmpul acesta vast de misiune. De aceea organizează cursuri de instruire prin care vor să învețe pe alții cum să lucreze cu copiii. Și chiar anul trecut, în această locație, chiar în biserica aceasta, au fost mulți care au dorit să învețe și să fie mai buni în a exprima mesajul mântuirii înaintea copiilor. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru toți cei care au dorit să învețe și să fie mai bine instruiți ca să știe să ducă mesajul mântuirii mai departe. De asemenea, AMEC oferă o mulțime de materiale pentru cei care vor să ajungă înaintea copiilor. Materiale speciale pentru cei care vor să ducă înaintea copiilor nemântuiți. Materiale speciale pentru cei care vor să meargă înaintea copiilor mântuiți. Pentru creștere spirituală și pentru evangelizarea copiilor. Materiale pentru învățători ca să crească. AMEC organizează conferințe prin care învățătorii să fie încurajați, prin mărturii, prin seminarele care sunt prezente la astfel de conferințe. Și o astfel de conferință urmează în martie, în Timișoara, și invităm cât mai mulți lucrători cu copiii să fie încurajați. Și să ne punem împreună întrebarea dacă învățătorii sunt mânați, împinși, obligați, forțați să facă lucrarea sau sunt devotați lucrării lui Dumnezeu și o fac din dragoste pentru Dumnezeu și pentru că așa spune Dumnezeu să o facă și se simt devotați înaintea lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca mai mulți învățători să fie încurajați prin astfel de lucrări. Ne bucurăm că sunt zeci și sute de biserici care lucrează împreună cu AMEC. Pentru că AMEC nu vrea să facă o lucrare fără să fie sprijinită de biserică, fără să lucreze împreună ca să ducă mesajul mântuirii înaintea copiilor. Și pentru că prezentarea nu mai merge pe monitoare, o să vă spun doar câteva cifre care, prin care vrem să lăudăm pe Dumnezeu prin ceea ce s-a întâmplat atunci când bisericile din Timiș au colaborat pentru proiectul din anul trecut, din iulie, din ultima săptămână din iulie, ceea ce noi am numit Vestea Bună pentru România, varianta Timiș, ediția Timiș. Pentru că zeci de voluntari și-au concentrat forțele, să zicem așa, pentru a veni în județul acesta să evangelizeze cât mai mulți copii. Și dăm slavă lui Dumnezeu și le lăudăm pe Dumnezeu că în 65 de locuri, în aceeași săptămână, 2000 de copii au auzit despre Domnul Iisus în aer liber, în parcurile unde se plimbau, în parcurile unde mamele și tații își împingeau pruncii ca să-i adormă sau să-i plimbe. Ei au putut să asiste la programele biblice organizate de bisericile locale care au dorit să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și peste 2000 de copii au aflat lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și dăm slavă lui Dumnezeu și spunem din nou, nu nouă, Doamne, ci numele Tău de slavă. Pentru bunătatea Ta și pentru credincioșia Ta. Mai mult de 300 de adulți au participat activ și au fost atenți la programele acestea. Și cu siguranță și în Deta, și în Bandu, și în Opapița, în locurile acestea mai apropiate de aici, s-au văzut adulți care au participat împreună cu copiii. Și ne rugăm ca acel cuvânt
să lucreze și în inima adulților care nu cunosc pe Dumnezeu. Într-un sat de lângă Lugoj, un lucrător a dat o Biblie unui bunici care a început să lecrimeze și a spus: niciodată n-am primit o Biblie. Niciodată nimeni nu mi-a dat o Biblie. Era într-un sat unde nu exista biserică evanghelică. Și nimeni nu s-a îngrijit ca oamenii de acolo să cunoască pe Domnul Iisus într-un mod corect și adevărat. Și îi spunea lucrătorului cu ochii în lacrimi: mă bucur așa de mult că am primit o Biblie. Nu cunoștea foarte multe lucruri despre Biblie, dar în fiecare zi a participat de la început până la sfârșit, în fiecare din cele 5 zile de evanghelizare consecutive. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și ne bucurăm că cel puțin 22 de copii au exprimat dorința într-un mod expres față de lucrătorii care au fost acolo, că vor să-L primească pe Domnul Iisus ca Mântuitor, chiar în ziua respectivă. Și lăudăm că 22 de copii au fost sfătuiți și învățați cum să-L primească pe Domnul Iisus. Nu lucrătorii au adus mântuirea pentru cei 22 de copii, nu voluntarul care a mers ca să stea de vorbă cu acei copii, ci Domnul Iisus a oferit mântuirea celor care s-au pocuit sincer în ziua respectivă. Și ne rugăm ca cei 22 de copii, atâta cât știm noi că s-a întâmplat, ne rugăm ca ei să crească în credință și biserica să ajungă să integreze într-un mod corect, ca ei să ajungă să crească și la momentul potrivit să aducă rod pentru Domnul Iisus. Și să arate că viața lor a fost schimbată. Un copil care a participat la evanghelizările în aer liber a spus în felul următor: vă mulțumesc că ați venit să vorbiți despre Dumnezeu. Am vrut să știu cum pot avea păcatele mele iertate, iar acum știu. A fost o mărturisire a unui copil care a participat la programul din ziua respectivă pentru că el a fost acolo unde lucrătorii s-au dus. De multe ori chemăm copiii la biserică să audă cuvântul lui Dumnezeu, dar de multe ori va trebui să mergem noi acolo unde sunt ei. Poate pe strada noastră mai sunt copii care n-au auzit într-un mod corect de Domnul Iisus. Ce facem cu astfel de copii care nu vor să vină la biserică? Poate lucrătorul, învățătorul, voluntarii, adolescenții care vor să pună la dispoziția lui Dumnezeu se pot gândi la modalități prin care să ajungă acolo. Poate un pachet de materiale, de broșuri speciale pentru copii și duse într-un mod personal. Poate o invitație la un program special pentru ei, la Casa de Cultură, sau afară, pe teren, sau în alt loc neutru, pentru ca ei să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și treptat Dumnezeu să-L aducă la biserică. Dumnezeu dă înțelepciunea celor care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca și din acest loc Dumnezeu să inspire cât mai mulți oameni și să încurajeze cât mai mulți oameni să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Ne-am bucurat că vara aceasta, mulți oameni din biserica aceasta s-au implicat în evanghelizările din aer liber. Și cu siguranță în pozele pe care le-am văzut și din mărturile pe care le-am primit, sunt multe fețe cunoscute aici care au fost în afara bisericii și au fost pe terenul pe locul unde s-a făcut evanghelizarea, ca să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Au mers acolo cu emoții, cu siguranță, dar au fost gata să înfrunte poate privirile urâte ale unora. Poate au fost gata să înfrunte piedicile puse de alții. Poate au fost gata să stea poate împotriva prietenilor care râdeau poate de ei în gândurile lor despre faptul că ei au venit să-L mărturisească public pe Domnul Iisus și au avut curajul să facă lucrul acesta. Și dăm slavă lui Dumnezeu că încă în bisericile noastre mai sunt oameni care se duc și nu se gândesc prea mult la propria persoană și la ceea ce spun alții despre ei, ci se duc să-L mărturisească pe Domnul Iisus. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta și spune din nou, nu nouă, ci numele Tău dă slavă. Ca nu cumva să ne atragem o slavă greșită asupra noastră, ci dăm toată slava noastră lui Dumnezeu. De aceea vă încurajăm să vă rugați pentru lucrători. Vă încurajăm să vă lucrați, să vă rugați pentru cei care pot să meargă înaintea copiilor. Pentru cei care pot concepe anumite programe speciale ca să ajungă la cât mai mulți copii. Pentru că vedem ce vremuri trăim. Vedem ce vremuri vin asupra noastră. Că vrem, că nu vrem, că le permitem, că nu le permitem, că ne place sau că nu ne place. Lucrurile acestea vor veni și vor fi din ce în ce mai multe atacuri asupra copiilor de lângă noi. Vedem și câte atacuri sunt asupra copiilor din biserică, nu numai asupra celor din afara bisericii. Și ne îngrijorăm când vedem lucrurile acestea. Poate este momentul ca să ieșim. Poate este momentul ca să ne gândim. Locul în care suntem puși acum de Dumnezeu pentru o perioadă, localitatea în care locuim acum, nu este o întâmplare pentru Dumnezeu, nu este o greșeală. Dumnezeu ne-a pus pentru o perioadă unde suntem acum cu un scop.
Ne-a pus acolo cu o misiune. Ne-a pus acolo cu dorința ca El să ne folosească. În funcție de ceea ce El a pus în viața noastră. Niciodată nu ne va cere El să facem ceva ce va fi peste puterile noastre. Să ne ceară să evangelizăm într-un an 10.000 de copii singuri. Nu ne va cere lucrul acesta. Pentru că nu vom putea să o facem singuri. Dar El ne va pune pe inimă, când ne punem la dispoziția Lui Dumnezeu, ca să ajungem la cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus. Vedem pe oameni în cuvântul Lui Dumnezeu care s-au pus la dispoziția Lui Dumnezeu. Îl vedem pe Filip în cetatea Samaria, că vorbea cu oameni despre Dumnezeu și avea succes. Oamenii îl ascultau, oamenii învățau despre Domnul Iisus. Și la un moment dat Dumnezeu cere, ieși din localitatea aceasta și du-te în cutare loc care este pustiu. O ciudățenie poate ne gândim noi. Un lucru poate... Cum? Îl ia pe omul acesta care vorbea despre Domnul Iisus unui public așa de numeros și îl trimite într-un loc unde este pustin. Dar, de fapt, Dumnezeu avea un plan. Poate de multe ori nu vedem planul lui Dumnezeu în viața noastră. Poate Dumnezeu de multe ori nu ne... Poate de multe ori nu vedem chemarea pe care Dumnezeu ne face. Poate și Filip s-a întrebat. De ce trebuie să merg un astfel de drum unde nu este nimeni? De ce trebuie să plec din locul acesta unde eu pot să vorbesc altor oameni? Dar s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Poate s-a gândit lucrurile acestea, dar El s-a dus, a ascultat de Dumnezeu. Poate nu înțelegem pe deplin cum să facem lucrarea. Poate nu înțelegem pe deplin modalitatea în care putem să mergem înaintea copiilor sau modul în care vrea ca El, noi să spunem copiilor. Dar când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, se întâmplă lucruri extraordinare. Se întâmplă lucruri deosebite. Îl vedem pe acest om că ajunge în locul acesta pustiu, dar se întâlnește cu un etopian și știm că ajunge ca omul acela să-L cunoască pe Domnul Iisus și să ducă Evanghelia în țara sa. Să ducă Evanghelia în Africa. Și ne mirăm de planul Dumnezeu. Dar cu siguranță Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Că suntem tânări, că am ajuns poate cu mai mulți ani decât alții, Dumnezeu are ceva de făcut pentru fiecare dintre noi. Poate nu vom putea să facem cum fac alții, dar poate nici nu trebuie. Dumnezeu se va folosi de ceea ce a pus în viața noastră ca să propovăduim pe El și să fim o lumină acolo unde suntem. Să fim acei oameni care îl arată pe Domnul Iisus pe strada noastră. Oare mai sunt vecini pe strada noastră care nu cunosc faptul că noi credem în Domnul Iisus? Oare mai sunt colegi în clasa noastră sau în clasa celor care merg la școală care nu știu că tu ești creștin și că tu crezi cu adevărat în Domnul Iisus? Oare mai este vreun profesor din școala ta care nu știe că tu ești creștin și că tu asculti de El în fiecare zi? Dacă mai sunt, poate ar trebui atunci acționat altfel. Poate atunci ar trebui să ne punem mai mult la dispoziția lui Dumnezeu, să ne facem mai vulnerabili, să nu ținem prea mult la viața noastră, într-un fel, ca să gândim așa, și cumva să ne dăm totul, să-L tot vorbim pe Domnul Iisus. Rugați-vă pentru lucrători. Rugați-vă pentru oameni care să se ridice din biserici și să meargă înaintea copiilor. Rugați-vă pentru oameni care să lase din timpul lor, din energia lor, din finanțele lor, din capacitățile lor și să meargă înaintea copiilor. Și să meargă înaintea celor care au nevoie de Domnul Iisus. Și știind din cuvântul lui Dumnezeu, oamenii care se pun la dispoziția lui Dumnezeu nu vor fi lipsiți de binecuvântările lui Dumnezeu, nu vor fi lipsiți de protecția lui Dumnezeu. Dumnezeu va merge însuși cu ei. Și sunt multe exemple pe care putem citi din cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru partea financiară a lucrării. De multe ori lucrătorii nu se duc în lucrare pentru că nu sunt sprijiniți. Nici în rugăciune, nici financiar. În asociația noastră, fiecare lucrător AMEC, fiecare lucrător care se pune la dispoziția lui Dumnezeu cu normă întreagă, toți cei care lucrează cu AMEC, cu normă întreagă, nu mai fac și altceva pe lângă, ci se bazează pe Dumnezeu, ca El să îndemne pe alți oameni să dăruiască pentru ei, ca ei să poată să facă lucrarea fără să se îngrijească de salari, fără să se îngrijească de impozit, fără să se îngrijească de cheltuielile pentru lucrare. Ei se roagă lui Dumnezeu, lucrătorii se roagă lui Dumnezeu, îi cer lui Dumnezeu ca să se acopere toate nevoile, și lucrătorii AMEC spun astfel de lucruri oamenilor pe care îi întâlnesc. Și Dumnezeu lucrează în inima oamenilor care ei să dăruiască. Pentru județul Timiș noi ne rugăm pentru oameni care să se roage pentru lucrare. Pentru oameni care să susțină în rugăciune lucrările care se fac. Taberele care se fac, evanghelizările în aerele care se fac. Pentru viața personală a voluntarilor, ca ei să aibă o relație personală cu Dumnezeu în fiecare zi.
asociația și lucrarea copiii are nevoie de lucrători, de oameni care să se roage. Are nevoie de parteneri în rugăciune. De aceea, încurajarea noastră pentru astăzi este să vă rugați pentru lucrători. Să petreceți timp în rugăciune. La ieșire, cred că aici este, da. La ieșire puteți să luați cardul nostru de rugăciune. Dacă Domnul vă îndeamnă să vă rugați personal pentru noi, aveți aici poza noastră, ca să nu uitați pentru cine vă rugați. Câteva motive de rugăciune pe spate, datele noastre de contact, dar pentru cei care vor să se roage într-un mod regulat și actualizat, noi oferim informații celor care vor să se roage. Și oferim informații celor care vor să meargă împreună cu noi. Dumnezeu ne-a dat harul acesta să ne punem tot timpul nostru la dispoziția lui Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să inspire pe alți oameni să fie parte din echipa noastră. De aceea vă îndemnăm să vă rugați pentru noi ca lucrători și pentru alți lucrători, să mergem înaintea lui Dumnezeu. Rugați-vă ca toate acele finanțe de care avem nevoie în fiecare lună să fie acoperite prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să pune pe inima oamenilor să dăruiască pentru lucrare. Când cineva dăruiește pentru lucrarea cu copiii, persoana respectivă dăruiește lui Dumnezeu, în primul rând. Și cu credința că Dumnezeu va folosi banii aceia ca mai mulți copii să ajungă să cunoască pe Dumnezeu. Mai multe tabere să fie organizate. Mai multe evanghelizări cu copiii să ia ființă în aer liber. Atunci când oamenii dăruiesc, lucrătorul la MEC și ceilalți lucrători din alte asociații sunt încurajați să meargă mai departe. Pentru că ei nu se simt singuri în lucrarea aceasta, ci merg împreună cu alții. Alții care poate nu pot să meargă fizic înaintea copiilor. Dar ei pot să plece genunchiul dimineața să se roage pentru lucrătorii cu copii, să se roage pentru copiii pe care se întâlnească în ziua respectivă. Poate sunt alții care nu pot să meargă fizic, dar pot să dăruiască într-un mod regulat pentru lucrarea cu copiii. Și în felul acesta, ei fac parte din echipa care merge înaintea copiilor. Unii de acasă, alții într-un mod fizic, alții care se roagă. Și în felul acesta se încheagă echipa și lucrătorul AMEC are această armată de susținători ca să meargă în lucrare înaintea lui Dumnezeu și să se vadă rezultatele acestea. Zeci și mii de copii, zeci și mii de lucrători și oameni din biserică s-au rugat pentru ceea ce s-a întâmplat anul trecut în aer liber. Și cu siguranță și în locul acesta au fost văzute rezultate. Pentru că oamenii s-au rugat, pentru că oamenii au dăruit, pentru că oamenii s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Au fost copii care au început într-un anumit context și prin anumite metode să participe în continuare la programele organizate pentru copii special în această biserică. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru astfel de rezultate. Și cu siguranță sunt multe alte rezultate pe care noi nu le cunoaștem, pe care Dumnezeu deocamdată le ține ascunse, ca poate să nu ne dăm slava prea mult nouă, ci să le lăsăm pe El să lucreze și să lăsăm pe El în seama rezultatelor. Și noi să continuăm să lucrăm pentru împărăția Sa. De aceea vă încurajăm să vă rugați pentru lucrători, vă încurajăm să vă rugați pentru cei care pot să dăruiască. Voi să fiți persoane care să se roage. Voi să fiți persoane care să dăruiți pentru ca lucrarea să meargă mai departe. Rugați-vă pentru copiii mântuiți. Rugați-vă ca acel cuvânt care este semănat să nu fie spus degeaba, ci cuvântul acela să lucreze, cuvântul acela să prindă rădăcină în inima copilului. Să nu fie ca un cuvânt aruncat pe niște pietre, să vină vântul și să-l ia. Să nu fie ca acel cuvânt aruncat undeva și să vină problemele acestei vieți și să-l ia. Ci să fie ca un cuvânt care prinde rădăcină într-un pământ bun și acel copil să fie mântuit. Acel copil apoi să trăiască o viață pentru Dumnezeu și prin el Dumnezeu să lucreze ca alți copii să ajungă să-L cunoască pe Domnul Iisus. Și din generație în generație, copiii să audă despre Domnul Iisus. Să nu fie ca generația aceea din judecători. Iosua a murit, tot rândul acela de bătrâni din timpul Iosua, toți bătrânii aceia au murit. Generația care îl cunoșteau pe Domnul Iisus pe Dumnezeu din pustie și minunile lui au murit. Oamenii aceia care au ajutat la cucerirea sfatului în care urmau să locuiască au murit. Și apoi aflăm cu tristețe că s-a ridicat o generație care nu îl cunoștea pe Dumnezeu. Ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat cu generația care trebuia să evangelizeze pe copiii aceia? Ce s-a întâmplat cu generația care trebuia să spună copiilor săi despre Domnul și despre mântuirea asta și despre minunile Domnului? Să nu fim o astfel de generație de oameni. Pentru că vedem din judecăturile ce s-a întâmplat. S-a ridicat o generație care nu-L cunoștea pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat pe mână multor popoare.
ca să se pedepsească, pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu este ca fiecare copil să ajungă să-L cunoască pe Fiul Său, pe Domnul Iisus. Am vrea să vă rugați într-un mod special pentru un proiect anume. Și pentru că nu mai vedeți prezentarea, o să vă spun doar așa despre un proiect pe care noi l-am gândit pentru județul Timiș, care se numește Ziua Misionarilor de Hârtie. Adică vrem să oferim bisericilor posibilitatea ca în locul în care ei, bisericile acționează, să meargă cu broșuri diferite și să pună în poarta fiecărui om din localitatea respectivă. Și să se folosească de adolescenții care poate caută o modalitate să slujească pe Domnul Iisus și poate nu știu ce pot să facă pentru Domnul Iisus. Și vrem să lăsăm această posibilitate ca ei să slujească pe Domnul Iisus mergând din poartă în poartă și punând astfel de broșuri. Avem acasă aproape 60.000 de astfel de broșuri, care vrem să ajungă în porțile oamenilor, în porțile copiilor, adulților și ele să fie citite, folosite și să ajute la transformarea celor care le citesc. Rugați-vă pentru astfel de evenimente. Dacă s-a văzut imaginea, noi am împărțit județul Timiș în 6 regiuni mari, ca să ne fie mai ușor de organizat, și pentru regiunea aceasta în care ne aflăm acum, 2 septembrie, sâmbătă din 2 septembrie, va fi ziua în care ne vom încerca să ne mobilizăm cât mai mulți dintre cei care vor să pună la dispoziția lui Dumnezeu ca mii și mii de tractate să ajungă în porțile oamenilor și să fie Ziua Misionarilor de Hârtie. Adică cei care merg să dea Cuvântul lui Dumnezeu într-o formă tipărită. Un pastor care a organizat evenimente pentru copii și a văzut lucrarea lui Dumnezeu și măreția lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu a lucrat pentru un astfel de eveniment, spunea în felul următor: ne-am dat seama că există speranță pentru noi și pentru această generație de copii. Prin Harul lui Dumnezeu, este vremea să facem schimbări, ca să câștigăm vieți tinere pentru împărăția cerurilor. Un pastor, un învățător, un voluntar, care și-a dat seama că trebuie să schimbe ceva, că trebuie să facă poate ceva mai mult decât a făcut înainte, că trebuie să se pună poate mai mult la dispoziția lui Dumnezeu. Vedem pe partea cealaltă, că cel rău tot mai mult, mai mult și mai mult. Și de pe partea cealaltă, creștinii tot mai puțin, mai puțin, mai puțin. Ne este frică să ieșim, avem poate prea multe emoții, considerăm că nu este de noi, nu avem nivelul necesar, alții să meargă înaintea copiilor. Și de multe ori ne rugăm: Doamne, ridică lucrători. Doamne, trimite Tu pe cineva înaintea copiilor. Și de puține ori ne rugăm: Doamne, trimite-mă pe mine. Doamne, mă pun la dispoziția Ta. Așa cum sunt eu, slab, neputincios, cu atât de multe neajunsuri, folosește-mă așa cum sunt eu. Și fă ca măcar în săptămâna aceasta un copil, un adult, o persoană, un vecin, un membru de familie să afle prin vocea mea despre Tine. De puține ori ne mai rugăm poate așa, în care ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Avem exemplul lui, cred că Isaia, care a spus: iată-mă. Avem exemple de alți oameni care au zis: folosește-mă. Avem exemple de alți oameni care au spus: eu nu sunt potrivit, trimite pe altul. Dar Dumnezeu vrea să se folosească de fiecare persoană în parte pe care El a mântuit-o. Dacă El a mântuit persoana respectivă, înseamnă că a pus în acea persoană și o capacitate și ceva potrivit ca să ducă mai departe un astfel de mesaj. Recitim Marcu 16 cu 15. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Sau recitim altfel: duceți-vă în deta, duceți-vă pe sate, duceți-vă în spitale, duceți-vă în școli și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Dacă ar fi să aplicăm la timpurile noastre, este dorința lui Dumnezeu ca mulți copii să afle despre Domnul Iisus. Dar trebuie să fim și atenți. Este și porunca lui Dumnezeu ca oamenii să afle despre Domnul Iisus, despre El însuși. Duceți-vă în toată lumea. Mergeți și spuneți. Mergeți și propovăduiți. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Sau dacă ar fi să rescriem versetul ăsta: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice copil. Dacă ar fi să ne gândim așa. Vă încurajăm să vă rugați pentru lucrările Asociației Misionare pentru Educarea Copiilor. Pentru cei care vor să afle mai multe lucruri care n-au putut fi spuse acum, aveți broșura aceasta pe care poate o parte din voi ați luat de la masa de la ieșire.
și puteți să aflați mai multe lucruri despre cum funcționează AMEC în regiunea noastră și cum poate să fie de folos bisericii. Pentru cei care vreți să vedeți anumite și să citiți anumite mărturii despre evenimentul de anul trecut, când 2000 de copii au putut să afle despre Domnul Iisus, aveți această broșură pe care poate o parte din voi a citit-o. Și când citiți astfel de materiale, dați slavă lui Dumnezeu. Dați slavă lui Dumnezeu și spuneți, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numele Tău de slavă. Nu noi să fim slăviți pentru ceea ce am făcut, deși și noi am dat ceva din timpul nostru. Au fost voluntari care au renunțat la timpul lor. Au fost oameni care au renunțat la concediul lor de dragul Domnului Iisus. Dar și ei să spună, nu nouă, ci numele Tău de slavă. Pentru că Tu meriți toate binecuvântările noastre, Tu meriți toată cinstea, Tu meriți toată slava pe care un om poate să să dea. Dăm slavă Domnului Iisus și pentru că de Crăciunul acesta peste 100.000 de copii au aflat că Iisus este Emanuel. În acei 100.000 de copii au fost și acei care au fost prezenți în locul acesta, prin care s-a făcut un program așa de frumos. Ne-am bucurat așa de mult când am văzut pozele și dita mai hârtia pusă pe perete prin care se spunea că Domnul Iisus este Emanuel. Și dăm slavă lui Dumnezeu că se cheltuie din energie, se cheltuie din buget, se cheltuie din timp, se cheltuie din facultățile noastre, din ceea ce avem noi ca să propovăduim pe Domnul Iisus. Și toată slava să fie a lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru lucrători. Rugați-vă pentru copii care să meargă înaintea, pentru oameni care să meargă înaintea copiilor. Rugați-vă pentru biserii să se trezească. Rugați-vă pentru oameni ca să iasă din confortul lor. Rugați-vă poate ca Domnul să mustre pe cei care au rămas pe loc și nu au făcut nimic pentru Domnul Iisus timp de 10 de ani. Ei au fost mântuiți și au ținut pentru ei mântuirea. Au fost salvați și au ținut pentru ei salvarea. Au fost iertați și au ținut pentru ei iertarea. Nu ca și cum ei ar fi putut să dea iertarea cuiva, dar să spună despre cel care poate să ierte pe fiecare copil care se crede cu adevărat în Domnul Iisus. Vă invit să spunem din nou, versetul din Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. Ne rugăm ca Domnul să lucreze în mod special, pentru că suntem în contextul acesta, să lucreze în DETA, în zonele din prejurul DETA-i, pentru ca mai mulți copii, mai mulți adulți să audă și să creadă în Domnul Iisus. Amin.